În această perioadă, toate magazinele sunt luate cu asalt de cei care nu s-au decis nici până în acest moment cu ce se vor îmbrăca în noaptea de Revelion. Alegerea ținutei potrivite depinde în primul rând de locul unde va fi organizată petrecerea și apoi de buget. Ce caută argeșencele anul acesta pentru petrecerea de Revelion? Deci, în primul rând, să caute rochițele cambrate și o să le arătăm și câteva modele. Deci, ar fi aceasta, unde avem un material mai plin jos și partea de sus este din mătase și are și o curea în talie și pe un manechin vine foarte bine, dar... Ce preț are? Și are un preț de 239 de lei. Văd că aveți și alte modele. Ne mai arătați câteva? Imediat vă prezentăm și alt model. Culoarea anului, movu, care merge foarte bine acum de Revelion. O rochiță, kimono. Și avem un bolero care vine atașat pe umeri. Îi dă o eleganță deosebită. Uitați. O ținută deosebită pentru Revelion. Cât costă această rochiță? 399. Și o să vă mai prezentăm o ținută. Tot la fel, o rochiță. Elegantă și la fel cu un bolero. Și un preț mai mic, la 179. Văd că aveți și un maieut foarte drăguț. Un maieut cu paiete la 119 este, care ne mai trebuie un colan și deja avem o ținută foarte elegantă de Revelion. Cam cât cheltuiesc în medie argeșencele pentru ținuta de Revelion, dat fiind faptul că anul acesta... Da, în jur de 250 până la 500 ron. Fără accesorii? Fără accesorii, da. Accesoriile creează efecte spectaculoase, chiar dacă ați optat pentru o ținută nu foarte extravagantă. Colierele de dimensiuni mari sau cercurile de metal și lanțurile în stil gotic sunt foarte chic. De asemenea, la modă sunt și colierele care îmbină bucăți de material cu pene sau paiete. Și pentru ca ținuta să fie completă, le recomandăm argeșencelor noastre și câteva accesorii pentru rochițe, care și le pot alege în funcție de culoarea rochiței sau și culoarea pantofului. Și cu aceste produse îi dăm o notă elegantă rochiței sau... Pentru păr aveți accesorii? Și pentru păr avem ceva... Uitați, acest furguleț care vine prins în păr și este foarte elegant, dă o ținută elegantă. Ce prețuri au aceste obiecte? Sunt foarte accesibile, de la 2,90 lei până la 19,90 lei. Ce culori se caută în rândul accesoriilor anul acesta? Deci, în primul rând se poartă negru. Anul ăsta s-au purtat culorile totuși închise, griurile, negru și movu. Culoarea violet. Și bărbații au de unde se aleagă, chiar dacă pentru ei oferta nu este atât de diversificată. Anul acesta cele mai căutate sunt costumele din materiale lucioase. Pentru bărbați, o ținută deosebită de Revelion. Deci anul acesta se poartă costumele cu mai multă lână. De exemplu, acesta are 80% lână și cele lucioase se poartă foarte mult anul acesta. Și mai avem și... Avem toate nuanțele și ca prețuri sunt în jur de 330-350. Ce culori se caută anul acesta? Foarte mult se poartă griurile și ca întotdeauna negru rămâne purtat ca în fiecare an. Pentru a străluci la petrecerea de Revelion nu este nevoie de mari sacrificii. Ofertele disponibile pe piață sunt cât se poate de variate și depinde doar de dumneavoastră câți bani doriți să investiți în hainele cu care vă veți face apariția la petrecere.